Care este diferența dintre venin și otravă? Veninul este ucigaș sau medicament? Animalele veninoase și otrăvitoare sunt un chin sau binecuvântare pentru om? Salutare, dragi prieteni! Eu sunt Gabriel Licosa și dacă vreți să aflați și voi răspunsurile la întrebările pe care tocmai mi le-am pus, stați alături de mine până la sfârșitul acestui clip. Termenii de venin și otravă sunt folosiți pentru a desemna același lucru, adică substanță chimică toxică produsă în mod natural de un animal. Totuși, diferența fundamentală dintre venin și otravă este dată de modul prin care toxinele intră în corpul victimei. Mai pe scurt, dacă muști și mori, atunci ai fost otrăvit. Dacă ești mușcat și mori, atunci ai fost înveninat. Cu alte cuvinte, veninul este introdus printr-o rană, putând fi inoculat. Inoculat. Introducerea în organism a unei substanțe sau ser. Cu ajutorul dinților, înțepăturilor, spinilor sau ghearelor. Ce se întâmplă dacă am băut venin? Deși nu recomand, dacă ai băut venin, nu se întâmplă absolut nimic, atâta timp cât nu ai răni în cavitatea bucală sau în gât, prin care veninul să poată intra în contact cu sângele tău. Și dacă acesta ajunge în sistemul tău circulator, va avea același efect ca și atunci când o viperă, spre exemplu, va mușca. Veninul nu poate fi absorbit prin țesuturi, iar sucurile gastrice descompun peptidele și proteinele, distrugând astfel veninul. Totuși, nu se poate spune același lucru despre otravă, deoarece ea poate fi absorbită de sânge prin piele, dar otrava mai poate fi și inhalată sau ingerată. Faptul că veninul are nevoie de o rană pentru a intra în corp și otrava nu, ține până la urmă de compoziția chimică a celor două. Mai exact, otrava are molecule mici care pot fi ușor absorbite prin piele, pe când veninul are molecule mari care nu pot fi absorbite și, prin urmare, ele trebuie inoculate. În ceea ce privește otrava, ea este folosită de animale pentru a se apăra de prădători. La rândul lui, și veninul poate fi folosit în scopuri defensive, dar animalele care îl produc, îl folosesc ca un instrument de vânătoare. Unele din specii sunt în același timp și otrăvitoare și veninoase. Să luăm exemplul șarpelui tigru asiatic, Rhabdophis tigrinus, care este un șarpe veninos, dar în același timp și otrăvitor, deoarece secretă substanța toxică pe care o acumulează din broaștele otrăvitoare pe care le consumă. Veninul și otrava nu sunt rele. Deși folosite în cantități mari, toxinele ucid. Dar folosite în cantități mici, ele pot deveni aliatele noastre. Otrăvurile provenite de la animale ne salvează viața. Toate sunt tratamente naturiste și nu au contraindicații. Ce vrea colegul meu să zică este că nu au contraindicații majore. Se știe că încă din anii 60, a apărut știința transformării veninului în leacuri. Iar astăzi, progresele în domenii precum biologia moleculară continuă să le ofere cercetătorilor modalități mai bune de a înțelege ținta acestor toxine. Și ca să dau câteva exemple, probabil toată lumea a auzit de apiterapie. Veninul albinelor, dar nu numai cel al albinelor, ne întărește sistemul imunitar. În prezent, veninul acestor insecte este folosit pentru tratarea bolilor vasculare, hipertensiunii arteriale, afecțiunile sistemului musculoscheletic, afecțiuni reumatice ale mușchilor, nervilor și articulațiilor, artritei. Și exemplele pot continua. Veninul de viperă este cunoscut încă de pe vremea dacilor pentru efectul său curativ. Este un puternic imunostimulator și prezintă efecte în tratarea reumatismului și artritei. Unii scorpioni produc venin ce au efect neașteptat în tratarea tumorilor, în special tumorile pe creier. Veninul mercurului conic conține
neurotoxine care de multe ori pot fi fatale omului. Însă în medicină se folosesc aceste toxine care au un efect analgezic de 1000 de ori mai puternic decât morfina și nu provoacă dependență. Și la ultima întrebare vă las pe voi să răspundeți în funcție de informațiile pe care vi le-am oferit până acum. Prin urmare, ce considerați? Animalele veninoase și otrăvitoare sunt un chin sau o binecuvântare pentru om? Dacă doriți și alte informații legate de venin și otravă, puteți da click aici pe acest card și veți intra într-un playlist unde veți găsi mai multe clipuri, iar unul dintre ele este despre lista animalelor veninoase și otrăvitoare care se găsesc în România. În speranța că ați învățat cum să faceți diferența între animalele veninoase și otrăvitoare, distribuiți această postare și noi ne vedem data viitoare!